De poveste. Da, este un egal mare. Prin ambiție și dorință se poate rezolva orice. Cum l-ai citit pe Claudiu Tudor la penal? Sincer, m-am uitat pe niște filmări din parcursul carierei și penaltiurile bătute de el. Da, ne mândrim foarte, foarte mult. Este un rezultat mare pentru noi, mai ales că este la Petrol. Rușinos? Nu, rușinos. De ce rușinos? Pentru că am dominat o jocul și am foarte multe ocazii. Penalti ratat. Nu rușinos. Rușinos era dacă pierdeam, știu eu, atunci era rușinos dacă ne domina această echipă aici pe Ilioana. Dar nu cred că a fost cazul. Jocul a fost într-o singură direcție. Cred că asta a văzut toată lumea. Ne-a lipsit golul atât.
Au fost foarte multe ocazii de gol, inclusiv 11 metri ratat. Și asta înseamnă că echipa intră într-o stare de precipitare, cum s-a văzut, nu este lucidă pe fază de finalizare și ratăm cu foarte mare seninătate ocazii mari de gol. Supărător este pentru noi că nu, în ciuda unui joc care îți oferă multe ocazii de gol, nu reușim să dăm în poartă. Asta este supărător.